Dar când a venit vremea, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, atenție, pentru ca noi să primim înfierea. Dacă ați avut ocazia să ascultați ce povestesc cei care n-au avut harul să fie crescuți într-o familie, ce au crescut la orfelinat, observați câteva trăsături. Au crescut într-un mediu în care cel tare îl supune pe cel slab, într-un mediu al fricii, într-un mediu în care nu s-au simțit iubiți, într-un mediu în care au trebuit să se descurce, într-un mediu în care chiar și cei puternici trebuiau să-și ascundă teama că într-o zi s-ar putea ca suveranitatea lor să fie contestată de unul mai puternic. Veți ajunge la constatarea că și cei mai duri care pozează, de fapt pozează să se apere, dar în interiorul lor mulți obosesc să se joace de-a durul. Și acum ne întoarcem la povestea noastră a oamenilor. Este un tablou al întregii omeniri. Este un tablou al unei omeniri orfane, a unei omeniri care s-a înstrăinat de Dumnezeu și trebuie să poarte totul pe umeri. Un tablou în care cei puternici îi supun pe cei slabi și fiecare trăiește cu frica în sân, unul că va fi abuzat din nou, celălalt că s-ar putea să-i scape puterea din mână, că va veni unul să îi provoace puterea și să devină numărul unu. O lume a fricii, a îngrijorării și a apăsării, dincolo de ceea ce pozăm, undeva în adânc, ne simțim singuri într-un univers ostil. Asta este problema noastră omenirii, orfani de Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vine și ne spune motivul pentru care merită să sărbătorești nașterea Domnului. Motivul este acesta, că Dumnezeu ne-a semnat un act de înfiere și de adopție prin Iisus Hristos, care l-a trimis special pentru lucrul acesta. Să te adopte, să te cheme, să faci parte din familia Lui, să nu mai fii singur pe lume, să nu mai simți că toată lumea pasă pe umerii tăi, ci că ai un tată căruia îi pasă de tine, un tată care este alături de tine, da, un tată care te și disciplinează, un tată care îți mai pune și osul la treabă, că nu vrea să crească copii mofturoși, dar un tată care este lângă tine și tot ce face, face din dragoste. Asta spune Pavel aici, pentru ca noi să primim înfierea și să avem dreptul, atenție, nu oricine l-are, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Ăsta este harul, de-aia sărbătorim. Pentru că dacă Hristos n-ar fi venit, noi n-aveam dreptul acesta și n-am fi fost înfiați. Am fi fost, cum spune Pavel despre unii, fără Dumnezeu, fără speranță în lume. Și ne-am fi străduit să fim peștele mare care îl înghite pe cel mic, și dacă eram cel mic, ne strădeam să fugim printre peștii cei mari, nu-i așa? E valabil în toate domeniile vieții, inclusiv în familie, din păcate. De aceea aș vrea ca în această rugăciune să-i mulțumim Dumnezeu că la vremea potrivită Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca tu și cu mine să căpătăm înfierea. Ăsta da motiv de sărbătoare. Și dacă îți deschizi inima și dacă semnezi acest act cu toată inima ta prin credință, ai dreptul să te numești copii al lui Dumnezeu. E la alegerea ta. Poți să o faci, poți să nu o faci, noi astăzi îndemnăm să o faci.